Spider-Man, Spider-Man, da-na-na-na-na, Spider-Man, spins the web anytime, and da-na-na-na-na, watch out, sau look out, here comes the Spider-Man. Woo! Am fost la Spider-Verse, am fost la Spider-Verse, în sfârșit am fost la Spider-Verse! Boom! Înainte să-i dăm cu recenzia, da, aia a fost reacția mea cum am ajuns acasă de la Spider-Verse. Și e foarte amuzant că asta s-a întâmplat cam acum o oră și încă am aceeași stare că în sfârșit am fost la Spider-Verse, în sfârșit s-a întâmplat acest lucru. Dar înainte să continui cu asta, vreau să vă urez un Crăciun fericit și sper că v-ați simțit bine. Am încercat în mai multe clipuri. În mai multe clipuri îmi propusesc să vă zic Crăciun fericit și toate urările de bine, însă mereu am uitat și s-a nimerit fix acum cu o zi înainte, dacă nu chiar pe 31. Sper să apară recenzia asta pe 31, pentru că și la finalul acestei recenzii vreau să vă urez un an nou plin de filme, și ar fi foarte, foarte penibil să apară această recenzie, acest clip, în mod special pe 1 ianuarie. Parcă nu l-aș mai pune, dar nu glumesc, o să apară orice ar fi, mă străduiesc să apară pe 31, așa că tu, dacă te uiți acum pe 31, lasă-mi în comentarii că l-ai văzut pe 31 și că ți-a plăcut. Acum hai să ne întoarcem la Spider-Verse. Păi, filmul ăsta mă enervează foarte tare, dar mă enervează atât de tare încât îmi vine să-mi smulg părul din cap, de pe picioare, de pe mâini, de pe piept și din alte zone și din pe bune. Filmul ăsta este enervant. Deci pe bune, filmul ăsta este maximum de enervant, dar nu v-am zis încă de ce. Mă enervează foarte tare pentru că nu pot să mă duc la cinema mâine iarăși la Spider-Verse sau poimine și trebuie să mă duc abia răs poimine, pot să mă duc din nou pentru că filmul ăsta vreau să-l revizionez. Am văzut Infinity War de 4 ori, am văzut Venom de 5 ori, pe ăsta vreau să-l văd de 6 ori. Îl văd de 6 ori pentru că este foarte bun. Nu este bun, nu este bunicel, e extraordinar, este foai de capul meu. Nici nu-mi găsesc cuvintele mea. Când m-am întors de la film, mai eram cu un prieten și explicam că nu știu cu ce să încep această recenzie, cu ce să vorbesc, pentru că filmul ăsta a fost efectiv atât de bun și mi-am dorit să găsesc niște chichițe, niște chestii în timpul filmului, mai ziceam, bă, asta mi se pare puțin suspect. Apoi se reparau și, ok. Și era modul, bă, dați-mi o greșeală, că animația asta nu poate să fie atât de bună, dar în schimb este extraordinară. Așa că hai să-i dăm cu intro și să vă explic de ce. Spider-Man Into the Spider-Verse, cu acest nume foarte lung și pe care mă bucur că nu l-am pocit acum, este un film excepțional, este cea mai bună animație ever. Intro. De la YouTube, de la YouTube, au venit banii de la YouTube. Nu mă duc să-i sparg în grup, am de la YouTube, da, de la YouTube. Dacă vrei poți să dai și tu, că-mi dă și frate, tu și-mi dă și YouTube. Mai bat un pui, mai tai un lemn, mai bat în jur. Nu are rost să vorbim despre poveste. Miles Morales, un nou Spider-Man, povestea de origine și multe alte întâmplări. Trebuie să vezi filmul ăsta, nu vreau să zic nimic de poveste. Pot să zic doar că ce ai văzut tu din trailer și cam ce ai gândit tu că o se întâmple acțiunea, firul narrativ, cum o să fie cu toți Spider-Man-ii ăștia, ai avut 20% dreptate, 80% o să te dea pe spate. Am fost uimit în foarte multe puncte cheie, în foarte multe puncte culminante. Mă așteptam să se întâmple cu totul altceva și când am văzut că s-a întâmplat altceva, mă așteptam, eram la modul... Am și aplaudat. Bă, bune, nu-mi place să aplaud pentru că nu vreau să deranjez. Urmă, am aplaudat așa încet pentru mine. Dar pot să zic... Am mai aplaudat chiar la începutul filmului când apăreau acolo Sony, Columbia Pictures, Marvel și vedeam cum se strică textul, apar alte versiuni ale Statuii Libertății și toate alea și eram la mod, bă, deja m-am cumpărat, e bun, o să zic toată recenzia asta că filmul ăsta e bun. I'm only gonna say this one more time, sir, calm down. I'm calm! În același timp eram foarte, foarte curios cum o să arate animația asta, pentru că e ceva nou, n-am mai văzut până acum niciun fel de animație și mă bucur că tehnologia cu care se fac aceste animații a avansat atât de mult și pot să zic că este un spectacol. Ce ați văzut în trailer e, cred că 10% și abia aștept să mă duc chiar la cinema să mă mai bucur de acest spectacol, apoi abia aștept să apară pe torente, să-l iau și cred că ar fi și singurul film pe Blu-ray pe care mi l-aș lua.
nici la unde să pun, dar aș vrea cutia aia metalică frumoasă cu Spider-Verse, o am aici în colecție. Este o combinație între, nu știu, animație pe care știm cu toții și foarte mult comic book, vedem foarte mult text pe parcurs și cum personajul principal reacționează cu acel text și e exact ca atunci când personajele ieșeau din acel chenar în comic book-uri. Exact același sentiment, e cu ceva nou și fresh și ceva foarte bine primit de lume. Un lucru iarăși foarte, foarte mișto este povestea cum a decurs. Știu că am zis că nu spun foarte multe, însă vreau să lămuresc partea aceasta cu foarte mult Spider-Man și totuși ar trebui să se concentreze pe Miles Morales. Morales, bine, nu mă așteptam la acest fir narrativ, mă așteptam la cu totul altceva, doar că am fost impresionat cum au reușit să dezvolte toate personajele astea și să fie firul narrativ, să curgă așa, scenă după scenă și să nu mă deranjeze, să nu se pară acțiunea grăbită, expoziția iarăși nu este grăbită și Miles Morales este dezvoltat parcursul întregului film și dezvoltat bine, ca un adevărat Spider-Man, cu toate lecțiile pe care trebuie să aibă un Spider-Man, ba chiar și extra față de cel pe care știm cu toții, cu puterea mare, responsabilitatea mare, nu știți voi, ești unchiul nostru, Ben Parker. Și ce e foarte tare e că nu primim doar o grămadă de Spider-Man, da, primim și o grămadă de villain caracteristici lui Spider-Man și da, câțiva pur și simplu sunt acolo, apar, nu au poveste, dar sincer nu-mi doream, dar aia principal și aia importanță au primit poveste. Personajul negativ are cât de scurtă e povestea și cât de puțin timp are ca să îi aflăm povestea și motivația pentru care face ceea ce face. A fost ok, am înțeles. Dă-i mai departe cu Miles Morales că vreau să văd cum învață să se dea cu pânza. Ceea ce mi-a plăcut foarte, foarte mult iarăși a fost soundtrack-ul. Toate piesele au fost alese pe același flow și s-au potrivit de minune cu aspectul filmului. Deci bravo Sony, pe bune! Îi mulțumesc lui Sony pentru un film minunat după ce ne-a adus Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man 2. Hai că primul a mai fost cât de cât ok, dar nici ăla n-a fost extraordinar și aici mă refer la The Amazing Spider-Man și Venom, care cât de mult vreau să mă mint pe mine că mi-a plăcut, nu a fost excepțional și ne-au lovit cu Spider-Verse. Bine, e clar că Sony Animation nu are treabă cu Sony, cum nici la Warner Brothers, care fac filme bune, nu știu, singurul care vine acum e Creed 2, sigur sunt alte mai bune, dar nu vin acum. Același studio a făcut și Justice League sau Batman v Superman. Adică, prieteniți-vă și voi ăștia de la Sony cu Sony Animation să faceți și voi filme bune. Ca Spider-Verse. Nu ca Amazing Spider-Man 2, Amazing Spider-Man, Spider-Man 3 și Venom. Iarăși un lucru super fain este ce a zis Sucre într-un podcast cu încă ceva și recenzii filme cinema, că Spider-Man este foarte bun dacă ai un alt take asupra lui, cum a fost filmul ăsta. Deci Spider-Man are potențial, dacă îl privești din mai multe unghiuri, de a fi cel mai bun personaj, cel mai bun supererou. Înțelegeți voi. Da, nu. Vă zic sincer, îmi e foarte greu să-mi găsesc cuvintele pentru filmul ăsta, pentru că v-am zis, e prea bun și m-am repetat cred că de vreo 7 ori că e prea bun filmul ăsta, dar e prea bun. Dar am zis deja destul de multe de bine. Am un singur punct negativ, cred că două mi-au venit acum, dar hai să luăm pe cel mai serios, pe primul, și anume că sunt foarte multe glume, nu mă înțelege greșit, sunt glume foarte bune, foarte bun umor, umor de super calitate, doar că explică unele lucruri prin umor, te face să uiți de aceste chestii pentru că a zis o glumă bună, trece mai departe, ca mai târziu chestia aia care ți-a explicat-o printr-o glumă să aibă sens, însă în continuare nu are sens și poate o să vorbesc într-o recenzie cu spoiler sau să vorbim mai pe larg, nu știu, la un podcast sau habar n-am, găsim o soluție sau în secțiunea de comentarii mai târziu după ce vedeți și voi film. Și al doilea punct minus, deși pare că e un film lung și se întâmplă foarte multe chestii și într-un timp atât de scurt și totuși firul narrativ e atât de bun și nu e niciodată, nu simți că este întrerupt. Aș fi vrut și mai mult. Punctul negativ e că nu e și mai lung și să avem și mai mult Spider-Verse. Really, nigga? Dar cu asta o să se ocupe
posibil un Spider-Verse 2, a lăsat filmul o continuare, are și end credit scene, deci stați până la final de tot. Pentru că ce se anunță, sincer, sunt și mai încântat, cum sunt pentru Spider-Man 2 pe PS4, care cred că o să fie pentru PS5, pentru că până apare o să mai dureze ceva, așa sunt și pentru Spider-Verse 2, sau cum s-o numi. Abia aștept să văd ce o să se întâmple, pentru că au început bine, au un potențial extraordinar și l-au deschis și simt că nu pot să meargă decât în sus și să ne uimească. Sunt foarte curios și îmi doresc să nu fie același lucru cum a fost cu Deadpool și Deadpool 2, care primul Deadpool a fost ceva extraordinar și ne-a uimit pe toți, ceva nou, un take foarte interesant asupra supereroilor, și Deadpool 2 a fost cam același lucru, doar că pompat. Și sper că Spider-Verse 2 să nu fie chiar așa. Deși nu m-ar deranja. Dacă, să zicem, am fi într-un univers în care există doar animații, nu există live action movie, nu există filme cu actori, pur și simplu animații, filmul ăsta ar primi din partea mea nota 10. Este un film excepțional, este cea mai bună animație și îmi asum ce spun acum, este cea mai bună animație din toate timpurile. Puteți să mă contraziceți în secțiunea de comentarii sau să-mi dați dreptate, chiar sunt curios de opiniile voastre. Dar dacă ar fi să compar cu ce filme mai sunt acum, mai e un film de 10, nu există filmul de 10, dar cred că i-aș da 9,5 minus, sună cam aiurea. O să-i dau 9,5, deci Spider-Man Into the Spider-Verse, și mă bucur din nou că noi am pocit numele, din partea mea are 9,5. Dacă aveți cinema în oraș, duceți-vă neapărat, chit că e și dublat în română, pe bune, merită să-l vedeți la cinema, este o experiență unică. Da, ține încolo de replice, vedeți voi, auziți voi vocile actorilor când o apărea pe net. Pe net v-ați prins pe net. Și acum că suntem pe final de an, nu pot să vă urez decât un an nou fericit, să vi se îndeplinească toate dorințele, toate obiective pe care vi le-ați fixat pentru anul 2019, să le duceți la bun sfârșit, să munciți pentru visul vostru și să aveți parte de un an, atât voi cât și eu, de filme bune și foarte bune. Dar suntem convinși că o să existe și mizerii. Dar asta e. Eu am fost Nevi și cea mai simplă, cea mai veche, cea mai care o știe toată lumea glumă. Ne vedem la an. Pa!